Am întors în direct cu imaginile momentului, accident grav pe drumul spre mare, pe podul de la Cernavodă, mai exact. Vedeți imagini acum. Colega mea, Iulia Stanciu, e alături de noi și ne spune ce s-a întâmplat acolo. Iulia, te ascultăm. Accidentul s-a produs în localitatea Cernavodă din județul Constanța, pe podul de la Ecluză. Vorbim despre un accident rutier între un autocar și un microbuz cu 37 de persoane implicate. Tocmai de aceea, la nivelul județului Constanța, a fost activat planul roșu de intervenție. Din primele informații, persoanele din autocar nu necesită îngrijiri medicale, iar din autobuz toate cele 13 persoane, vorbim despre 7 copii și 6 adulți, sunt asistate medical, preluate și transportate la spitalul din Cernavodă. Știm că aceste persoane sunt într-o stare stabilă și au traumatisme minore. La fața locului au venit mai multe autospeciale de la ISU Dobrogea și, bineînțeles, polițiștii de la rutieră, care trebuie să stabilească cum s-a produs acest accident. Noi vom reveni cu detalii despre starea răniților și în jurnalele următoare.